Scandal în Consiliul Local Cluj-Napoca la discutarea regulamentului de acordare a finanțărilor pentru ONG-uri. Rapoartele Curții de Conturi, care au arătat o serie de nereguli ale primăriei la acordarea de fonduri din bugetul local pentru ONG-uri, au fost scânteia care a prins conflictul între primarul Emil Boc și consilierul local PSD Dan Morar. Acesta din urmă a vrut să vadă documentele respective. Dacă dați un Google și un search din presa locală, vedeți conținutul lor la fel de bine. Deci, doar să fi făcut minim efort. Eu vreau să știu ce votez. În ultimii 4 ani am votat anumite proiecte care ulterior, Curtea de Conturi s-a manifestat și a venit cu, în urma raportului de inspecție, s-a stabilit că sunt sume nelegale. Nu înseamnă că a scris Curtea de Conturi că e și adevărat. Este o observație care urmă să tranșează în instanță. După ce se fac toate procedurile legale, când raportul va rămâne definitiv și va spune instanța, așa se analizează evident că proiectele de hotărâre vor fi înaintate în conformitate cu instanțele judecătorii. Până deocamdată sunt în părți. Curtea de Conturi o parte, primăria o altă parte. Discursul primarului a început să escaladeze câteva minute mai târziu. Eu nu vreau să fiu groparul sectorului cultural clujan. Dacă dumneavoastră doriți, n-aveți decât să fiți. Și voi iubiți să faceți asta. Eu voi apăra cu toate mijloacele legale tot ce pot pentru a susține dinamismul cultural clujan. Dan Morar a insistat și a întrebat despre ce sume alocate ilegal vorbește Curtea de Conturi în aceste rapoarte. Poate pune mâna pe carte până la urmă. Poate puneți mâna pe carte și ar fi bine să puneți mâna pe carte până la stelă și mai aveți un viitor politic în față. Chiar dacă aveți mișcări prin partid, poate aveți viitor, depinde cum vă mișcați. După ce toată lumea s-a calmat, proiectul a fost votat. Potrivit conducerii primăriei, modificările de regulament vizează posibilitatea depunerii documentelor online, simplificarea unor proceduri de depunere a documentelor, eliminarea certificatului de atestare fiscală și simplificarea unor proceduri de decont.